Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la un nou episod din Cariera cu Andora. Astăzi avem meci cu Sporting. Real Sporting Gijón, cred că sunt ăștia, dacă bine țin eu minte. Locul 8 pentru noi, ca de obicei. Ne place locul ăsta, să sperăm că azi avansăm și ăștia pe 12. Jucăm acasă, ar trebui câștigat meciul. Astăzi vreau victorii, doar victorii, să fie victorii pe bandă rulantă. Joacă în 5 fundași globele astea. Haide, tată! Da, trecut am reușit să câștigăm un meci, chiar cu echipă grea, cu Levante. Am reușit să revenim de 3 ori și să câștigăm partida. Orellana pierde balonul acolo destul de ușor, o pasă lungă, ea noastră însă, Pastor, foarte bine. Alex Peța, o pasă către Garrido și acum este Seniorita la balon cu o pasă spre Albanis. Hai, Albanis, o minge bună către Seniorita și acum este Garrido la balon, care șutează la Moriti. Așa ne place fotbalul, băieți! Alex Garrido înscrie șeptarul nostru, dă un super, super, super gol, bă, băiatule, ce minunăție! Perfect șutat balonul ăsta, băieți, și Guardiola sărbătorește și el golul. E fericit că avem și noi un avantaj la începutul meciului, ceea ce e bine. 4 goluri înscrie Garrido pentru un mijlocaș central, chiar este foarte, foarte bine. Pasa asta ajunge până la urmă la Christos Albanis, bundu pe partea cealaltă către el, este mincea, ajunge, dar greu, nu în gura porții cum aș fi vrut eu. Peța acolo, pasă către Seniorita, care șutează în forță, gata. Astăzi este zi de goluri extraordinare, băieți, de la marginea careului lăsa liber. Seniorita care înscrie golul cu numărul 2 din... cariera lui aici, la echipa noastră, la Andora. Liber, singur el găsește culoarul. Cumva a avut noroc că nu l-a lovit mingea pe fundașul advers. Și șutează perfect de la marginea careului. De aici Seniorita aruncă o minge peste către Garrido. Doamne, este 3-0, minutul 15. E de străbălare! E de străbălare, doamne, ce ne place de străbălarea Garrido! Zice, și este 3-0. Este un meci în care ne-a intrat absolut tot. Toate șuturile au intrat în primele 15 minute. N-am mai dominat în halul ăsta de o viață. Absolut fantastic. Alex Garrido face 3-0 în minutul 15 maxim. Mau, ce frumos a finalizat acolo. Superb. Dar cred că o să facem ceva în acest meci ce n-am mai făcut până acum. O să dăm jump to result. Avem 3-0, minutul 23 este. N-am mai făcut niciodată chestia asta într-o carieră. Sper să nu regret. Sper să... 5-2, mai dăm chiar 2 goluri. Mai luăm 2, dar mai dăm 2. Ceilalți marcatori, Valera intră și înscrie și el. Și Mica Marmol, care înscrie încă o dată. Dong Sung-yun a făcut 16 ani. N-are potențial, îl putem lua, evident, ca să îl vindem. Vine simulare cu Racing, ultima clasată, doar 5 puncte pentru ăștia. Noi am urcat pe locul 5 după această victorie extraordinară. Suntem pe loc de play-off și haideți să simulăm și această partidă. Dar trebuie neapărat să... N-are cum să nu vină 3 puncte de aici. 3-0, Noel. Orellana și Albanis au înscris, bravo băieții. Și încă un meci lejer în campionat cu Tenerife, locul 15 pentru ei, 5 pentru noi. În continuare vom simula și această partidă cu Bacâși în atac. Parcare 30 și ceva pace ăsta, nu? Dacă țin eu bine minte. Jucători obosiți pe acolo, de fapt 2. Dar nu contează, trebuie să câștigăm meciul ăsta, jucând și acasă. S-a adus dracu șirul nostru de victorii. Hai că e bine, ne bate Tenerife. Vine ofertă pentru Yun, 420.000, cota la 325. Bă, e ok, e foarte ok. N-are potențial, mai mult nu cred că putem. Pentru 50.000 nu mai mă chinui. Și revine scouterul din Spania, Garrido. Opa. Avem aici un portar cotat la 1.500.000 și pare să aibă și potențial. Cota la 1.500.000 de la început? Extraordinar, îl luăm. Martin Jimenez, 375.000. Pare să aibă un potențial foarte mare, între 71 și 94 range-ul. Bun, îl aducem și... ce-i asta? Erai Rodriguez, 15 ani, cotat la 3.400.000. Potențial între 79 și 94. Doamne, ăsta e perlă, băieți. Și în rest, ăștia doi... Poate ăsta să coste ceva? Nu. Ăsta nu. Ok. Ăștia doi, la revedere. Ia să vedem. Garrido, portarul, are 66 overall. Pare să aibă potențial, dar sincer l-aș cam da pe băiatul ăsta. Ia să vedem pe Jimenez. Este CF.
dribbling și pace, mai degrabă winger, sincer, băiatul ăsta, Martin Jimenez. Ar cam trebui să faci, să dezvoltăm right winger și left winger, pentru că aș vrea să fac tranziția într-un 4-3-3, sincer să fiu. Și unde e perla, băieți? Doamne Dumnezeule, ce jucător aici, un left winger pe Yeray Rodriguez, potențial între 79 și 94. Păcat că are doar 15 ani și nu-l putem juca de acum, bă, ce trist. Ori este cam, ori este winger, e destul de simplu la ăsta. Dar, sincer, l-aș face, este stângaci, tot right winger și pe ăsta. Sper să facă foarte, foarte repede ani, ca să-l putem aduce cât mai repede. Deja 5 stele skill moves, high, low, work rate-uri, bă, e turbare rău băiatul ăsta. Dar nici Jimenez ăsta nu e rău, poate să crească bine. Vine o simulare cu Ocu 18 cu Burgos, hai să vedem ce facem cu băieții ăștia. Am avea nevoie de o victorie, jucăm însă în deplasare, să sperăm că nu vedem vreo surpriză pe aici. Doamne ferește, 4-2. Vin meciurile legere peste noi, băieți. Villarreal B, 21 locul, penultimii în campionat. Acum revin Seniorita și Alah și sperăm la o victorie. Jucăm și acasă, 1-0, mulțumim. Albanis, Hristos ne aduce victoria, mulțumim, Doamne. Și în sfârșit vine un meci mai dificil cu Ibița, locul 9, am urcat pe 7, suntem tot acolo, la un punct de locul 6. Hai să fie bine, zic, jucăm cu aceiași băieți bazați în teren. Aguado titular de data asta, vreau să-l mai joc și pe el așa din când în când. Și asta este echipa cu care îi dăm înainte să înceapă partida. De data aceasta în deplasare, băieți, la Ibița. Seniorita pasează către Aguado, Aguado în centru către Garrido, care driblează frumos acolo. Garrido controlează mingea, șutează în spatele lui Grio. Bundu, se duce Bundu acolo, Bundu către... Albanis bară din Rabona, firar, mama mătia, dracu de joc. Vine acolo Alex Peța, Bundu cu o pasă spre Noel, frumoasă trecerea lui Noel. Și este 1-0, băieți. Mai dăm un gol acolo, superb. Noel înscrie pentru 1-0. Nu mai dăduse de mult un gol. Chiar aveam nevoie de un gol de la Noel aici. Trebuie să fie... să fie goal-getter, tată, să-i crească cota acolo, să crească repede, să fie bazat. Bravo, Noel, un gol frumos. Și avem 1-0 minutul 16. Minge către Bundu, pasă către Noel, haide, mă, Moș Crăciun, dă-i la poartă, firar, mama măsia, dracu, Noel, 2-0. Minutul 22, bă, spulberăm competiția, astăzi este zi extraordinară. Doamne, ce zi extraordinară astăzi. Așa da, tată. Așa da. Dominăm competiția. Noel primește o pasă extraordinară de la Bundu și șutul acestuia, foarte frumos șut. Foarte, foarte frumos plasează mingea aia în poartă. Este Hens aici. Batem rapid Aguado către Alex Garrido. Dă încă una Garrido. Doamne, Dumnezeule mare. Este inimaginabil de bun băiatul ăsta. Ce să mai zici, mă, după ce poți să mai zici după un încă un gol de genul ăsta? Cred că e al patrulea, al cincelea. Garrido execută, dumnezeiește încă o dată. Primește o pasă acolo, lăsa liber. Și șutul absolut inimaginabil. Lobează portarul acolo cu un exterior. Cel mai fin exterior din lumea fotbalului. Alex Garrido. Și avem 3-0. Scorul final rămâne 3-0. Noel de două ori și Garrido. Extraordinar. Bravo, mă, băieți, mă. Bravo. I-am făcut pe Albanis și pe Iacobo wingeri, left winger, și vom muta, vom schimba și pe Bundu, l-am făcut left winger și pe el pentru că este dreptaci și am mai schimbat și la, evident, unde ești, tată, la Albanis, așa. Toți trei left winger, va trebui să scăpăm de unul dintre ei. Meci crucial în campionat, băieți. Am urcat pe 6, loc de play-off, dar avem meci cu Las Palmas. Ne putem apropia de ei și să-i oprim din ascensiune și putem urca pe un loc superior, zic eu, dacă se încurcă și Levante. De fapt, avem cu meci mai puțin jucat decât Levante, deci putem să-i depășim. Dacă o să câștigăm meciul cu Las Palmas, locul 3 pentru ei, locul 6 pentru noi. Schimbăm însă formația, dar nu mi-a schimbat ce dracu mi-a schimbat locul jucătorilor? Ce dracu înseamnă asta, tata? Așa vom juca. Vom juca cu Iacobo, Noel Bundu, un 4-3-3. Tiki-taka, a venit Guardiola, a văzut oportunitate, schimbă tactic. Echipa clasică, numai că am avansat wingerii, practic. Adică nu e nicio schimbare în echipă, doar chestia asta. Avem avantaj că jucăm această partidă acasă și avem neapărat nevoie de victorie aici. Niște simulări ne-au încurcat un pic, puteam să fim mai sus dacă nu pierdeam cu ultimele clasate puncte. Echipă chiar foarte bună, Alex Garrido se bate în apărare și încearcă să recupereze, nu poate. Marc Cardona cu șutul, pe Cardona l-am avut și noi, dacă nu mă înșel.
Parcă e jucător care a trecut pe la Barça, l-am avut, dacă nu mă înșel, într-o carieră, nu mai țin exact, cred că prin Germania undeva eram. Cardona, Marc Cardona acolo, pasă către Jonathan Vieira, pericol mare și este 1-0, Marc Cardona deschide scorul. O echipă dificilă tare, trebuie să vină neapărat perioada de iarnă de transferuri, nu mai avem mult până acolo. Avem disperată de nevoie de niște upgrade-uri în echipă și să mai vindem câte ceva și să schimbăm neapărat. Putem să-l ținem aici pe Benito? Ar fi... Oh, ce călc... Wow, ok, 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 wow, ok, up, ok, ok. Este 2-0 pentru Las Palmas, băieți. Marc Cardona înscrie deja o dublă. Nu jucăm nimic. Nu jucăm absolut nimic. Echipă foarte bună. Raul scoate dar direct pe capul lui Cardona. Orellana și acum Seniora. Hai, Seniora pasă către Garrido. Bă, ce control al balonului, așa jucător ireal, pur și simplu. Absolut extraordinar. Incredibil așa ceva. Cum să ratăm așa ceva, mă băieți, mă? Seniorita acolo în care o către ala! Vales prinde. Rezolvă treaba Alex Garrido. Alex Garrido, fantastic. Doamne, ce flair are omul ăsta în teren. Noel acum îl lansează pe Iacobo. Iacobo, Iacobo se duce, centrează acolo. Și este Alex Garrido, incredibil. Este... cel mai bun jucător al nostru, de departe. Este omul episodului, cel puțin. Cel puțin omul episodului. Fantastic. Înscrie încă o dată. Este incredibil cum controlează mingea în teren, băiatul ăsta. Când atinge mingea, este dumnezeic, pur și simplu. Schimbări, nu știu, Iacobo cam rupt de meci, dar o să-l punem pe Bundu pe partea și o să intre... Pă, Varga ăsta e slab. O să intre Valera, asta este. La Captum, Cardona, liber, Vieira, 3-1. Ha, o palmă peste față meciul ăsta, într-adevăr este o palmă peste față, ne-am crezut noi mari zmei după meciurile astea norocoase. Am avut și noi două meciuri bune, în care am dominat și am înscris foarte mult și foarte repede și gata. Asta e într-adevăr o palmă peste față. Marc Cardona, pas acolo, Jonathan Vieira trece, fantastic tackling-ul meu. Bă, da, ne-o luăm rău de tot în meciul ăsta. 4-1. Wow, o să intre Gil în locul lui Garrido. Îl odihnim, deja e prea târziu. Nu cred că mai avem ce să facem în meciul ăsta, din păcate. Odihnim ce mai putem. Și ai Alex Peța, este Valera acum și Noel. Cu o minge filtrant acolo, dar Valera nu poate să treacă. Pressing, pressing! Gafă, se lovește mingea. Nici nu... nici n-a ieșit din teren. Doamne ferește, ce traiectorie a avut balonul ăsta aici. Incredibil. Este acolo Pastor, foarte frumos, minge acum Noel către Valera. Poate să înscrie primul gol Valera, bun, 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 bun. La. Dă-i, ia-mă mingea, boule. Bă, ce bou ești, bă, ce bou, du-te, dracu de bou. Îi dădeam să ia mingele, a mai dat o dată în poartă, că a dat și el un gol. N-am mai văzut așa ceva de când s-a născut. Dise, Cardona. Nu, din nou, Vieira mai ho, du-te, dracu, Vieira, du-te, dracu, șut acolo, marmol. E hands, e penalt. E hands în care reușie penalti. Doamne ferește, ce meciuri ciudate avem astăzi. Într-unul ne distrăm. A dat și lob. Suntem de râsul lumii în meciul ăsta. Am dat un 5-2 astăzi și ne luăm un 5-2 astăzi. Extra, este incredibil ce se întâmplă. S-au întâmplat prea multe astăzi. Mult prea multe s-au întâmplat azi. Un lob. O scăriță acolo, fantastic. Mingea noastră, vă rog frumos, este Seniorita aici, Noel. Valera n-a înțeles ce urma să vină. După el acolo, o pasă, o, oh, gafă, în poartă. Doamne, ce meci. 8 goluri în acest meci. Mai dăm și noi un gol, nici nu vreau să mă bun. Nu, nu, ne bă, skip, skip, eu apăs, dar nu se skip, nu se skip deloc. 3-5. Bă, așa ceva, Doamne ferește ce s-a întâmplat astăzi. Este final, bă, ne luăm 3-5 la noi acasă. Se bucura jucătorul meu de acolo, ați văzut? Sau n-am văzut eu bine? Vieira înscrie un hat-trick. Din 4 șuturi, 3 au intrat pentru Vieira. Jonathan Vieira a făcut un meci mare. Un jucător extraordinar de bun, a scăpat de multe ori. Apărarea noastră n-a făcut față. Cel mai bun jucător al nostru este Valera. Hai că Valera dacă e, da, bravo. Cardona e omul meciului, 2 goluri și 2 pase de gol. Vieira a dat 3 goluri și un asist. Și se întorc din nou scouter. De fapt se întoarce scouterul, obișnuit cu mai mulți. Jesus Ramos, 375, da.
Sau să-l luăm? Nea, n-are rost cu ăsta să ne complicăm. Thomas Vega ar putea avea un pic de potențial, dar are 17 ani, să-l luăm? Nea. Base overall mult prea mic. Sanchez la fel. Alvarez, faulo, dar pe ăsta pare să ai un potențial mai bun, dar tot 17 ani, na. Pe data asta n-am avut noroc. Mai avem un jucător aici, a făcut 18 ani, Cario ăsta, am putea să-l luăm și să-l vindem, că potențialul între 70 și 80 nu mă încântă prea tare, dar ne uităm și ce potențial are, dar nu vedem că n-are 60 overall. Ah, și Thomas Gutierrez n-are potențial, dar are 59 overall, la fel, îl vindem. Și mai vine azi o simulare cu Huesca, sunt pe locul 15, vom simula și cu ei să vedem, să mai avansăm un pic aici. Avem o echipă bună în teren și pierdem iar. Vine ofertă de transfer pentru Cario. Dani Cario, care are 53 overall, ofertă de 320.000. Aș vrea să obțin 400.000, să vedem dacă se poate să obțin 400.000. Și începem oferta la 450.000, cred că e ok, nu? Cam așa, hai să dacă îl dăm. Este o ofertă pentru portarul Garrido, băieți. 1.750.000, negociem noi aici cu Cagliari. A, primește o ofertă bună, o echipă decentă, Cagliari. Putem să-l scoatem la 2 milioane, zic eu. Hai să dăm, așa, 2.100.000. Eu cred că o să dea, Ranieri o să dea, îl simt. Vor să-mi dea 3% dintr-o viitor transfer. Băi, ești nebun. Player swap, ia mă ce aveți. Ok, 2.000.000, 2.050.000. Hai cu 2.050.000, mai scădem oferta, te rog, mulțumesc. Mulțumesc, Ranieri, Ranieri și Guardiola își strâng mâna. Scoatem 2 milioane pe un jucător, 2.050.000 chiar, pe un jucător de la Academie, care n-are nici potențial. Și iată că s-au înțeles ăștia pentru Cario, 410.000. Bă, ok, la Dublin. Forțez simulările astea, le forțez, mă joc cu focul, băieți. Albacete locul 18, noi încă rămânem pe 6 cumva. Suntem destul de bine, ne menținem bine, dar trebuie să și câștigăm în simulări, vă rog eu frum. Bă, n-ai mă cum așa ceva, bă. Ho, se întâmplă multe lucruri pe aici, după cum putem vedea. Alex Vaie este chemat înapoi la Barcelona pentru că n-a primit destul timp. Valera se întoarce la Atletico Madrid. Hai că vin relele, băieți. Morer se duce la Famalicão înapoi. Cario pleacă, Garrido, portarul evident pleacă, Iun pleacă, Vargas pleacă, să vedem ce buget avem. Dar avem 3 milioane buget și weekly budgetul pentru salarii 100.000 de euro. Data viitoare începem perioada de transferul, băieți, avem 3 milioane buget, să-mi spuneți în comentarii ce vreți să aduc. Am ajuns în ianuarie în sfârșit și putem să transferăm. Au plecat mulți jucători, avem nevoie de un... De fapt nu, că avem pe Pampina la acolo. Dar să vedem ce oferte mai vin, cine mai pleacă. E greu, e greu tare, dar rămâne de văzut. Mulțumesc de vizionare, like acolo și să ne vedem cu bine la următorul episod. Vă pup, pa!